Bună seara, Chișinău! După ce a salutat audiența în limba română, Alexander Rybak a cântat mai întâi piesa făcută în duet cu Paula Selling. Apoi și-a prezentat o nouă melodie, el s-a adresat publicului mai mult în limba engleză, doar rareori trecând la limba rusă. Tot în engleză a povestit publicului cum a scris piesa nouă, aceasta a apărut din cauza unei fane prea săcăitoare. Interpretul nu a ezitat să facă și plimbări prin sală și să îndemne oamenii să cânte împreună cu el. La fel a făcut și Paula Selling. Deși a recunoscut că este răcită, a cântat mai multe piese, unele împreună cu sala. Acasă aici la voi în oraș, așa că e și ziua mea. La mulți ani, Chișinău! У меня будет тур по Европе в следующем году, примерно в марте-апреле. Я очень надеюсь, что здесь промоутеры или продюсеры помогут мне, чтобы здесь тоже был концерт.